foarte puțin timp, am cântat singur la Alice și pentru că s-a mostrat în imagine, dar se titulă și mai ales de atât am auzit și câteva lume ale modelor cândva Alice, și a cântat foarte puțin numele lui Iuță, pentru că a apărat foarte bine. Și vedeți că acest rezultat că are un în această seară, este să-l gătăsesc în frate, de suporteri care au stat cu sufletul la gură în această seară până să vadă rezultatul. Așadar, rezultat foarte bun, ne-am calificat în optimie, mergem mai departe în meniul cu România. Noi rămânem cu continuare aici, rămânem cu suporterii, vedem cum se mai întâmplă și vedem. Georgiana Iuzi, piața universității, vă spuneam, doamnelor și domnilor, în stradă, în continuare, lumea se bucură. Estimările spun că sunt peste 10.000 de români care exultă așa cum nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani aici în România. Practic, imaginile acestea cu piața universității și cu piețe din alte orașe, capitale de județ din România, sunt similare cu ceea ce s-a întâmplat atunci când România făcea istorie la Mondialul din 1994. Sunt imagini incredibile, le puteți privi, sunt în direct. Da, Bugur Ciubică, în continuare alături de noi, Daniel Zanfir, domnul Geal Barbu, domnul Geal Mândrescu, Bogdan Chiriac, domnul Florin Roman. La cât cu lume, de ce nu dați? De ce ne discriminați? Dacă ies oamenii... Dar de la Timișoara, nu? Ce tot vreți? Dar la Timișoara, dar cu asta. La Timișoara v-am arătat. Acum, Câmpulung, e miez. Miezul e mai pe centru. De ce vă descrie miezul Câmpulung? O să vă văd plângând în sale alegerilor. Da. Primăriță. Ești foarte bine. Adică... Azi în Câmpulung, mâine toată țara. Urimează. Ok. Teuforia poate vreodată și aspecte politice pe alocuri, ca să înțelegem... Nu e nimic politic aici, am zis, de ce? Că acum avem un președinte de partid la Câmpul Lung și mâine, poimine, un președinte de țară, nu înseamnă că nu trebuie să dați imagini și de la Câmpul Lung. Mâine sau mai degrabă poimine? Da. Bun. Se vede mai bine și se vede la urmă. Să știți că există și război mâine, vocabularul... Răspăi mine. O să plângem mulți, da. Asta e altă poveste. Politică, e bine să o faceți. Fotbalistic astăzi de bucură. Dar măcar un telefon cu cineva de la Câmpul Lung. Domnul Bogdan Chiriac insistă. Poate doamna Lascuri. Uite ce părere are despre Chiriac. Da. Până la urmă, contează părerea românilor. Și mai puțin. Dar ce dânsa e român? Oamenilor politici. Să revedem imaginile din această seară, această seară care a adus echipe naționale calificarea. Imaginile de la stadion, imaginile cu momentele cele mai bune ale partidei.